Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Sport Action. Astăzi, din nou, în atenție, handbalul, pentru că intrăm într-o perioadă de foc pentru echipa suceveană. Și când spun acest lucru, mă gândesc în primul și în primul rând că urmează meciurile care contează cel mai mult pentru gruparea noastră. De acum trebuie să vină rezultatele, pentru că altfel se aprinde un bec roșu și nu-i bine absolut deloc. Mă grăbesc să-l salut pe invitatul meu de astăzi, Adi Chiruț. Bun, Adi, bine ai venit alături de noi. Mulțumesc că ai dat curs invitației, că ți-ai găsit. Mulțumesc eu pentru invitație, oricând. Uite, față de precedentele două întâlniri pe care le-am avut anul acesta și când îți spuneam că am avut o programare cumplită la început de campionat, ca un antrenor serios și ca un om de sport, mult mai de sport decât aș fi eu vreodată, mi-ai spus că nu, trebuie să obținem puncte și în aceste meciuri, trebuie să... Din păcate, a fost mai aproape previziunea mea vis-a-vis de acest început de campionat. Această programare chiar ne-a fost total nefavorabilă. Acum, trăgând linia, dacă vrei să fii de acord cu mine, dacă nu... e un an greu, cu o tragere la sorți, un început de campionat extraordinar de greu. Într-adevăr, și se simte acum, pe final, și acum încep meciurile la care trebuie să scoatem puncte, dar vedeți, și cu ghinionul pe care îl avem, cu câțiva dintre ei accidentați, am jucat, chiar dacă a fost începutul de campionat cu niște echipe puternice, am jucat clar cu am fost lotul acolo. Complet. Am fost și... acolo, adică am jucat aminte meciul cu CSM-ul, ba chiar avem un regret. Dar când am se resimte, se resimte la jucători acest lucru și de-aia apar accidentări. Într-adevăr, ăsta e sportul, la orice echipă apar accidentări. Dar la noi suferim la partea de bancă, suntem mai slabi acolo și s-a cunoscut. De acum, da, avem trei meciuri, patru chiar, la care trebuie să facem tot posibilul și cu lotul pe care îl avem să scoatem maximum puncte. De puncte. Maximum de puncte care poate fi obținut. Auzeam discuții, doamne, măcar trei victorii din astea, patru, bab, două și un pic. Eu, la felul în care știu că e construită echipa Sucevei și la mentalitatea pe care o avem noi aici, fiecare meci este abordat la victorie, indiferent. Indiferent de adversarul pe care l-ai Câteodată sunt unii care mai acuză niște lucruri. Eu am abordat fiecare meci la victorie. Dar, într-adevăr, unii spun că ar fi trebuit la acele meciuri să nu luptăm chiar așa, Fac parte din categoria celor care spun că sunt unele meciuri care, clar, uite cum a fost meciul cu Constanța și de ce nu în perspectiva... următoarelor patru meciuri, eu aș fi abordat mult mai prudent, inclusiv meciul cu Steaua, tocmai pentru a mă pregăti, că e la distanță foarte mică. Da, dar repet, cred că Suceava ar pierde acel ceva pe care l-a câștigat de-a lungul timpului. Acel mult. Respect pe care l-au din partea. Săriști mult lăsând jucători, să spunem meciul cu Steaua, dacă nu abordam așa meciul, să fi jucat doar cu cei de pe bancă, poți să-i scoți din formă pe titularii care ai nevoie la următorul meci. Și nici așa nu e. Întotdeauna avem o abordare, luăm meci pas cu pas, meci cu meci și luptăm până la capăt. Suntem într-adevăr echipă mică și am fost respectați, suntem în continuare respectați și din cauza acestui lucru. Uite, la meciul cu Constanța, cred că unul dintre cele mai proaste meciuri pe care le-a făcut Suceava vreodată. Nu sunt. Chiar vreau să vorbesc și despre acest meci. Într-adevăr, Constanța a venit cu câteva zile bune înainte. Da, au avut meci în cupă la Botoșani. Au rămas în zonă, s-au antrenat acolo la Botoșani. Chiar din cauza aceasta, având frică de Suceava. Da. Ei au urmărit meciul nostru cu Dinamo și meciul cu Călăraș, au văzut că putem să le punem probleme și au abordat altfel meciul. Foarte, foarte au intrat, serios. Au arătat într-adevăr serios, cum
ce fel de echipă e, ne-au luat cu fulgi cu tot, plus am mai avut noi acolo minge în bară, chiar două la început de meci, s-au da. Distanțat și e greu să-ți revii cu astfel de echipă. Da, da, da. Nu, dar Constanța și-a arătat adevărata față, adevărata valoare. No, Constanța a jucat, cred că la, hai să nu spun 100% din capacitatea ei, să nu spun 105%, dar undeva un 90% din era... Veneau și ei după o perioadă mai proastă din campionat și dacă nu la Suceava, păi atunci unde să câștige puncte? Uite, asta a început să mă... sau, din păcate, programarea asta proastă pe care o avem la început de campionat, mă, cred că toți își fac calcule cu punctele la Suceava. Da, da, da. Noi trebuie să ne vedem, într-adevăr, de meciurile noastre, dar nu putem să le lăsăm și pe celelalte, să nu jucăm cu echipe corect. Puternice, pentru să ne dăm deoparte. Au nevoie jucătorii de astfel de meciuri, să crească, să facem o echipă. Nu gândim... La meciul cu Constanța am stat lângă un reprezentant al echipei din Constanța și îmi spuneam, măi, omule, dar niciodată nu v-am, niciodată n-am avut un meci atât de ușor la Suceava. Da. Niciodată n-am avut un... Da, într-adevăr. De câți ani, îmi zicea un băie, de câți ani vin la Suceava, știu că ne chinuiți de nu se poate. Niciodată n-au fost atât de... N-a fost da, atât de e ușor. Și o perioadă cu un moral mai al jucătorilor după astfel de meciuri și au pierdut puțin din încredere, dar acum pe final sperăm să o câștigăm. E de bine ce am văzut la meciul cu Steaua. E de bine ce am văzut, sau cel puțin eu așa îndrăznesc să citesc printre rânduri. La un moment dat, pe parcursul meciului, Steaua s-a distanțat, dacă nu greșesc eu, la maxim 6 puncte. Nu era, meciul a fost mult mai strâns decât a fost. Cred că dacă s-ar fi terminat 26-28 era scorul cinstit, scorul corect al meciului. Da, am avut multe, multe momente bune față de celelalte meciuri. Într-adevăr mai avem de lucrat. Ne-au lipsit și jucători. Da. Am jucat cu Baican pe interstânga, care pivot de meserie, am improvizat acolo. Un meci bun făcut de Nikos, grecul pe care îl avem și care până acum încă nu a arătat nimic, dar în acest meci a început să și el să-și intre în ritmul echipei, plus am jucat meciul întreg cu Lakovic, extrema dreaptă, meci complet cu toate, că am adus de la echipa a doua un copil. Lakovic îl cheamă pe copilul ăla? Sârbul, da. Da? Da. Da. Vă dați seama, să joci 60 de minute și la un ritm de extremă e greu. Dar a făcut-o cu brio, încă a și căzut de vreo două ori pe acolo, eram speriați dacă îl mai pierdem și pe el. De-aia și zilele astea am abordat altfel, facem doar un antrenament pe zi și am lăsat pentru odihnă mai mult. Trebuie să spunem că miercuri jucăm cu Făgărașul, da? Da. Miercuri la ora 18 în sala liceului Program Sportiv Dumitru Bernicu, acolo avem meciul cu Făgărașul. Au făcut egal ultima etapă cu Timișoara, deci Făgărașul o echipă cu investiții bune, acum se aude și un transfer al antrenorului Adi Petra acolo, deci va fi un meci extraordinar de greu, dar acum trebuie să scoatem punct. Trebuie să facem tot posibilul să scoatem puncte. Cu toate că campionatul este lung. Trebuie să strângem, trebuie să strângem rândurile și eu văd așa lucrurile. Odată, echipa o văd pe o creștere. Sau ce opțiune la meciul cu Steaua am văzut-o că își turează motoarele pentru perioada asta deci importantă. Nu putem vorbi de o creștere de formă sau o creștere de... Nu e acest lucru, pentru că aceleași antrenamente am mers, merg pe aceeași idee, nu schimbă nimic. Da, dar omogenitatea nu se câștigă. Cred că și-au revenit psihic puțin și-au dat și ei seama că trebuie să lupte până la capăt. Aveam momente exact după, vorbim de meciul cu Constanța. Când s-au distratat constanțenii un pic, deja am pus capul în jos și nu s-a mai luptat. În handbal, n-a recunoscut înfrângerea cu alte lucruri. Da, în handbal orice e posibil și de aia am și avut multe discuții cu ei. Ușor, ușor o să fie bine. Și mai ales că avem timp ca să ne îndeplinim obiectivul. E important să rămânem în Liga Națională. Știm foarte bine că au fost ăsta e al treilea an, au fost doi ani grei. Plus, până la urmă, ăsta e sportul. A venit un moment mai neprielnic nou, să spunem.
cu o tragere la sorți, cu an, niște accidentări. An de-a rândul, țin minte că era una din sintagmele folosite de primarul municipiului Suceava când discuta despre finanțarea pentru handbal și spunea așa că performanța a luat-o înaintea finanțării. Cu alte cuvinte, sau în traducere liberă, rezultatele erau mai bune sau mult mai bune decât, sau mai bune, hai să nu, dar erau mai bune decât banii care erau investiți în handbal. Acum suntem într-un moment în care, din păcate, s-au legat câteva rezultate mai proaste. Da? Nu ne ferim de cuvinte. Dar asta nu înseamnă că e un capăt de țară sau că e matematică pură, domne, investim bani, asta se întâmplă sau... Nu există așa ceva în sport, sunt momente de astea, când se leagă mai multe rezultate proaste. La fel de bine, și chiar vreau să te întreb, îți simți cumva amenințată poziția de antrenor? Pentru că nu de puține ori știi foarte bine, dacă se leagă mai multe rezultate proaste, echipa nu iese din vrie, domne, schimbăm antrenorul. Păi asta e prima gândire da. A tuturor. Nu, da. Așa ne-am obișnuit, așa se întâmplă în România. Eu cât am fost și jucător aici, acum am venit în postura de antrenor, am dat totul și voi da totul pentru performanță. Nu gândim altceva. Și știu, și în vremea când am fost jucător au venit momente proaste. A venit și acum acest moment. Nu voi ceda niciodată. Bineînțeles, cei care hotărăsc dacă vor lua vreodată vreo hotărâre, eu nu mă pot opune. Dar încă nu e momentul, pentru că eu știu ce am făcut la această echipă și nu doar pe partea de antrenorat și celelalte. Am ajuns și s-a gestionat foarte bine munca și s-a făcut totul pentru performanță. Mai, uite, de aia, întotdeauna am spus și m-am bucurat când s-au întors băieții noștri acasă, pe final de carieră sau, cum e cazul lui Ciubi, sau la finalul carierei pentru a porni în antrenorat, cum e și tu și Andrei Iulian. Dar, uite, aici s-a văzut o carență, un lucru care nu ne-a ieșit. Adică Andrei a venit pentru a fi antrenor da, secund, A2 sau cum se spune. Păi, e prima opțiune în poartă, adică, crede-mă, sunt un pic supărat pe copiii ăștia. Da, avem probleme și la poartă. Sunt un pic supărat, adică un pic mai mult tupeu. Băi, frate, ăsta e momentul vostru, dacă nu-l prindeți acum, când? Este drept. Dar asta și urmărim, asta și discutăm. Dar nu avem cum, ce să facem? Ne oprim pentru că au venit niște rezultate și cu niște echipe puternice să luăm... Per total, din ce meciuri am avut până acum, noi am câștigat 2 puncte. Am pierdut 3 la Buzău. Asta putem spune până acum, nu? Da. Nu s-a mai întâmplat în orice sport. Și echipe mari, și echipe... Dacă... Păi a venit Dinamo la noi, joacă în Champions League. Am făcut egal cu ei. Păi cum ar trebui să se simtă cei de la Dinamo că au pierdut la Suceava 2 puncte? Da, dar vezi tu că niciodată noi nu o să calculăm așa. Da, bineînțeles, după... oamenii vor, așteaptă victorie, așteaptă, dar eu zic să ne vedem și de lungul nasului un pic. Da, și când spun pentru asta, că... să știi că mă gândesc în primul și în primul rând la felul în care, sau felul cum arată echipele care vin la Suceava, când te uiți pe lista aia, ți se limbă prin bangură câte nume de jucători de pe afară sunt și cam de ce valoare. E o discuție pe care am avut-o înainte de a începe emisiunea și pe care poate o să o punctăm în partea a doua emisiunii. Acum însă trebuie să luăm câteva minute de publicitate, după care revenim.